Inspectorii de muncă din cadrul ITM Gorj au efectuat în perioada 27 februarie-10 martie un număr de 44 de controle, în urma căror au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 136.500 de lei și au fost trasate 141 de măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Un angajator cu sediul social în comuna Stănești, având domeniu de activitate restaurante, a fost sancționat săptămâna trecută cu suma de 20.000 de lei pentru folosirea în activitatea unei persoane pentru care nu avea încheiat în prealabil contract individual de muncă. Da, am avut mai multe controle. În perioada 27 februarie-10 martie am avut 44 de controle în domeniul relației de muncă, cât și în domeniul securității sănătății muncă. Au fost aplicate 28 de sancțiuni în cuantum de 136.500 de lei și trasate 141 de măsuri obligatorii de intrare în legalitate. De asemenea, am avut un angajator din Stănești care presta activitate restaurante. A fost sancționat cu 20.000 de lei pentru prestarea unei activități unei persoane fără forme legale de angajare. De asemenea, în perioada 9 februarie-10 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a întreprins acțiuni de verificare și control în cadrul campaniei naționale privind verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. Au fost verificați astfel 16 angajatori. În aceeași perioadă am mai avut o campanie națională privind verificarea modului în care angajatori români, agenții de muncă temporară și furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței muncă respectă prevederile legale domeniul relațiilor de muncă. Mai mult de atât pot să vă spun că controlele continuă atât în perioada următoare cât și pe perioada de noapte.